Ceea ce se numește în sfântă zi de astăzi social media, orice vedetă ne este la îndemână. În ciuda faptului că acum câțiva ani bunuți nimeni nu spera vreodată să o vadă pe Iulia Vântur în realitate, acum poți să o urmărești pe Instagram, pe paginile ei, cum vrei tu și când vrei tu. Uitându-ne pe Instagramul ei, am descoperit niște filmulețe care nouă cel puțin mi s-au părut wow. Iulia Vântur, care este în momentul ăsta în direct tot datorită, grație mulțumită internetului, în grădina ei, mătura de zor împreună cu Salman Khan, ni s-a părut nouă din imagini, curtea după muson, așa-i? Da, da, da. A fost un ciclon, o furtună mai puternică și a măturat tot prin jur. A fost chiar câțiva copaci din rădăcini și a trebuit să facem curățenie după aceea, după potop, știi cum e. Ai dreptate. Dar știi că noi n-am vorbit niciodată despre viața ta privată. Acum ai ales chiar tu să arăți imaginile. Nu. Imaginile respective au fost postate de el pe contul lui de Instagram și noi doar am dat repost. Nu am ales eu să fac chestia asta. Aha, pentru că am dat doar. Noi am văzut și la tine și la el și ce am presupus noi, că erați în aceeași curte. E greșit? Da, evident. Deci ești vecină cu Salman Khan? Teo, da. Bun, deci locuim în aceeași curte, că așa, India fi mai mică, așa am găsit, nu, așa, în nimerichirie. Spuneam că a postat el prima dată pe contul lui de Instagram și de acolo am făcut eu repost. Nu am fost eu cea care am postat acel... Noi am înțeles asta, dar am înțeles și că stați practic în aceeași curte, cum a spus colega, ca și ați găsit chirie, adică sunt casele una lângă cealaltă. Păi, în vremurile astea e dificil pe aici, știi? Ziua de azi e dificil să descurcă oamenii foarte greu pe aici. E el ca vecin? Adică seara dă drumul la muzică târziu, face gălăgie. Te face curățenie, e foarte, foarte bun ca vecin. Un singur lucru îți spun așa ca femeie, eu să fiu în locul tău și să fiu într-o relație apropiată de prietenie cu Salman Khan, eu aș zice, aș fi prima care să... Mamă, dacă nu... Aș zice. Ce? Bă, eu pot, serios acum. Serios, adică ce mai e de zis? Și tu știi foarte bine că am discutat de multe ori subiectul ăsta. Prefer să vorbesc despre munca mea, despre ceea ce fac eu, nu despre alte persoane. Asta o știi foarte bine. Tocmai de asta că am văzut la tine pe pagini și am mai văzut un filmuleț în care se împărțeau niște ajutoare pentru... Da, pentru satele învecinate, pentru că, având în vedere că suntem în mijlocul pandemiei, oamenii nu au acces la alimente, cel puțin aici, în vecinătate, se descurcă foarte greu și ăla a fost un moment în care am împărțit, am distribuit alimente și ajutoare pentru cei din jur, pentru săteni. Tot așa, tu ai dat repost de pe pagina lui. Da. Aha, da. Am înțeles. Eu în general încerc să nu expun viața privată și ceea ce fac prea mult, decât ai văzut pe contul meu de Instagram, fără să implic pe nimeni altcineva. De asta. Zim, te rog, în rest ce ai mai făcut? Ce ai mai lansat? Ce ai mai, cu ce te mai lauzi? Laudă-te cu ceva, că mor și eu aici de curiozitate. Ce să mă laud? Învăț, mă pregătesc. Înveți ce și te pregătești pentru ce? Mă pregătesc pentru, în continuare, pentru concertele mele, stabilesc un nou playlist, repet, o să filmez și un videoclip aici, la casa de vacanță, mai sunt niște proiecte pe care le pregătesc. Dar deocamdată lucrez. Abia așteptăm să-ți și iasă proiectele despre care vorbești și vom fi primii care să te primească. Cu drag. Mă bucur să te văd acum. Ce bine îmi pare. Hai încoace, hai acasă, vorba cântecului celebru, ca să mai lansăm una ta. Da, aș veni, doar că deocamdată aeroportul este închis, încă este închis, situația încă e complicată aici în India, încă suntem în lockdown și probabil că va dura ceva vreme, așa cât? Încât în momentul în care să se deschidă, nu știu, dar se estimează că probabil până în iulie-august probabil că o să dureze, așa încât... Nu știu, când o să se deschidă aeroportul, cu siguranță voi veni acasă să-mi văd părinții și să-mi văd prietenii.
Am auzit puțină gălăgie, cred că a ieșit vecinul să spele curtea sau ceva. Să-l salut și din partea noastră. Am auzit că avem musafiri. Hai, vă pupăm cu drag. Salută-i și pe ei din partea noastră și îți mulțumim din suflet. Pupa, pa. Mulțumim frumos. Vezi? A ieșit vecinul la treabă, băi. Băi, om serios, băi, zi, dimineață, trebuie făcut curat în curte, faci curat în curte. Băi, eu de acum încolo nu te mai consider partener, tu de acum încolo ești vecinul meu. Ia, se ridică și apropo, stai un pic, să tragem aici. Da. Eu mătur pe treaba mea, și eu tu mătur pe treaba ta. Păi, da, bravo.